Salut! Eu sunt Mădălin și am o întrebare pentru voi. Credeți că ați văzut tot în materie de scaune de gaming? Ei bine, și eu credeam la fel până în urmă cu doar câteva zile când am primit un model produs sub brandul RideMax. Da, exact. Acel RideMax ce este renumit în producția de surse destinate PC-urilor. Haideți să vedem cum arată și ce oferă Dracon, scaunul de gaming al celor de la RideMax. Ca majoritatea modelelor disponibile pe piață, și RideMax Dracon împrumută din designul scaunelor disponibile pe mașinile de curse, având aceeași structură solidă și oferind un confort sporit, indiferent de activitatea practicată. RideMax Dracon este construit dintr-un cadru metalic rezistent, iar spuma cu care este învelit asigură confortul mult dorit, suprafețele exterioare fiind confecționate din piele sintetică foarte fină în două culori, negru și alb. Sistemul cilindric cu gaz susține o greutate maximă de 120 de kg și permite rotirea scaunului la 360 de grade, reglarea acestuia pe înălțime cu aproximativ 55 de mm și balansarea sa până la un unghi de 12 grade. Atât reglarea pe înălțime, cât și oprirea funcției de balansare se realizează prin acționarea mânerului dispus sub scaun. De asemenea, spătarul se poate ajusta până la un unghi aproape paralel cu solul. Mânerele se pot ajusta numai pe verticală și sunt confecționate din plastic foarte rezistent. Zona superioară a acestora este acoperită cu un material cauciucat, ce oferă un plus de confort. Scaunul este susținut de o bază metalică în formă de stea, foarte rezistentă, pe care sunt montate 5 roți din plastic. Tot sistemul este foarte solid, indiferent de suprafața pe care este mutat. Pentru o poziție cât mai corectă și confortabilă, scaunul vine la pachet cu încă două accesorii, o pernă pentru zona cervicală și una pentru zona lombară, ce au la interior aceeași spumă cu cea disponibilă pe șezut sau pe spătar și sunt învelite în piele sintetică. În concluzie, RideMax Dracon promite un confort și o postură corectă pentru cele mai lungi sesiuni de gaming, având o construcție solidă, materiale de calitate și un design ergonomic. Chiar dacă greutatea maximă admisă de acest model este de 120 de kg, eu personal îl recomand mai mult persoanelor mai mici de statură. Asta datorită faptului că șezutul și spătarul sunt mai reduse în dimensiuni decât am văzut pe alte modele. Persoanele un pic mai solide par a nu-și găsi locul din cauza motivelor menționate mai devreme. Aceasta nu este singura variantă de culoare disponibilă pe RideMax Dracon. O puteți alege pe cea care vă place cel mai mult, accesând linkul din descrierea acestui clip.